Doamnelor și domnilor, stimați invitați ai mass media, vă mulțumim foarte frumos că ați dat curs invitație pentru ziua de astăzi. Deci, noi vrem astăzi să explicăm, pentru că foarte multe lume își dorește mai multe detalii referitor la activitatea Energocom privind achiziția de gaze naturale. Deci, eu sunt Victor Băzar, director intermar al Energocom. Sunt în această funcție începând cu luna iulie 2022 și pentru această perioadă complicată, dificilă pentru Republica Moldova, am fost cel care a reprezentat interesele companiei Energocom în toate procesele de înregistrare, participare și tot ce ține de licitație. Deci, cei care sunt prezenți astăzi, am dat materiale și în formă fizică, o să le veți printate, o să avem publicate pe site-ul nostru Energocom, deci chiar este deja publicat, puteți accesa și să vedeți toate tranzacțiile care au avut loc. În primul rând vreau să explic că tranzacțiile pentru gaze naturale au fost din câteva surse. Deci acesta este tabelul foarte clar, unde este complet, cu toate detaliile necesare, care prezintă acel moment când a avut loc licitația, prezintă foarte clar prin care sursa a fost procurată, partea legală acestei surse, care prezintă prețul de achiziție. Jos noi să vedem că avem un preț unic de ponderat de 82,21 de euro megawatt, ce constituie în jur de 1024 dolari pentru 1000 de metri cub. Și data procurării, cantitățile, deci toată această informație este prezentată către toată lumea și noi o să încercăm, pentru că sunt foarte multe detalii complicate, specifice acestui domeniu, vom încerca să explicăm astăzi, de asta și v-am invitat aici, pentru că să dăm răspunsuri la toate detaliile care sunt importante. Deci, ca să fie acest lucru un tabel mai clar, în primul rând vreau să spun că sunt două surse de procurare a gazelor naturale, una dintre ele este dispozițiile Comisiei Situații Excepționale, care a obligat Energocomul să procure cantități de gaze, prețuri și cantitățile care sunt importante pentru noi, care erau necesare la acel moment statului. Și a doilea moment este cel împrumut semnat între Guvernul Republicii Moldova și BERDU, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 300 de milioane de euro. Deci, acestea prezintă, iar aici am prezentat un detaliu tehnic, grafic, ca să vadă toată lumea prețurile de achiziție în comparație cu prețurile TTF month ahead, deci pentru luna următoare, prezentate în două culori. Deci licitațiile BERD sunt cu albastru și dispoziții CSE sunt care doar cu cerculețul împrejurat este de culoare albastră. Ce înseamnă TTF? Este prețul de referință la bursa din Olanda și trebuie să înțelegem foarte clar că prețul de referință în Olanda până ajunge în Republica Moldova sunt o sumedenie de costuri, transport, rezervare de capacitate și multe alte lucruri care sunt importante că se adaugă. Deci nu putem să găsim la ora actuală niște prețuri TTF în Republica Moldova. Acest lucru este cu mult mai complicat și dificil, dar este un preț de referință important care 90% din toți traderii utilizează acest preț de referință. Deci ca să fie foarte clar, de ce nu utilizăm alte prețuri de referință. De exemplu, THE care este în Germania, el este un pic mai scump și atunci de asta și toată lumea încearcă să utilizeze acest lucru. Ce înseamnă day ahead? Ce înseamnă month ahead? Noi am încercat să prezentăm această informație în slide-ul următor. Acest slide prezintă niște detalii foarte importante. În primul rând, instrumentele care lucrează Energocom. Deci asta este sursa Bloomberg, care este un mecanism, un instrument specific domeniului nostru. Și de ce am încercat să prezentăm data de 26, data de 27? Pentru că ele au fost în domeniul gazier, au fost foarte des meteorizate. Ce înseamnă aici? Sunt primele comunicate în data de 26, vedem că prețul în acea perioadă era 150 de euro. În acea perioadă erau primele comunicate media despre scurgere de gaze Nord Stream. Deci, în acel moment, toată lumea a înțeles că o să fie niște devieri la prețul TTF, deci aceasta are un impact direct asupra prețului de bursă. Pentru a doua zi, data de 27 septembrie, mass media informează despre distrugerea completă a trei dintre cele patru conducte la Nord Stream și observăm foarte clar că prețul este în creștere și, ulterior, pe parcursul acelor zi, Gazprom impune sancțiuni la Naftogaz. Toată lumea înțelege că avem o iarnă complicată, deci o să fie o lipsă de gaze naturale și noi observăm din data de 27, de la 165 de euro, prețul a ajuns la 215. Deci asta înseamnă un preț de bursă care orice impact
de toate naturile, politice, economice, al traderilor, foarte mult contează asupra prețului. Și totodată noi arătăm că cât de nestabilă era acea piață în perioada acestei început de iarnă. Dacă vorbim de BERD, am punctat câteva lucruri importante, ce înseamnă BERD. Deci, în primul rând, să știm că acesta este un credit care a fost semnat între guvern și Banca Europeană de Dezvoltare. Noi, Energocom, am fost doar cei care am utilizat acest credit având licitații. Deci, data de 24 iunie, de către BERD a fost semnat acordul de împrumut de 300 de milioane de euro. Energocom a precalificat 7 companii. Deci, criteriile de precalificare sunt în regulamentul BERD-ului. Deci, am să dau citire cele mai importante momente. Deci, este o condiție a precalificării. Sunt 150 de milioane de metri cub vânzări pe perioada ultimilor 3 ani. Asta înseamnă că companiile care participă și au dreptul să precalifice trebuie să aibă o istorie de succes și o credibilitate și totodată să aibă o cantitate de minim 50 de milioane pentru o lună în această perioadă. Ceea ce înseamnă că, iarăși, că au avut clienți, au avut experiență în domeniul de a vinde. Deci doar companiile precalificate au avut acces de a participa la acest tender. Cel mai important moment, pentru că la fiecare etapă de precalificare, noi împreună cu colegii de la BERD am primit nouă objection pentru fiecare etapă. Deci am prezentat rapoarte, am discutat, am comunicat de ce sunt calificate, de ce nu sunt calificate și BERD-ul, care este finanțator la acest credit, nu a avut obiecție asupra activității Energocom în această etapă. Am să spun care sunt companiile, dar următorul slide este în detalii despre aceste companii și vreau să atenționez câteva momente pentru care Energocom, începând cu data de 17 octombrie până la data de 10 ianuarie, a organizat 130 de licitații. Deci, stimați colegi, practic 130 de licitații în această perioadă de timp sunt foarte multe și toată lumea era concentrată din cadrul Energocomului, colegii care sunt responsabili de compartimentul gaze naturale, era concentrată strict pentru această procedură, pentru că nu este doar tip de licitație, dar sunt și foarte multe lucruri care de raportat după fiecare etapă. Dacă știu foarte des că lumea spune că nu a fost transparent, că nu cunoaștem foarte detalii, eu am așa o scrisoare de invitație pentru toată lumea ca să vadă. În această scrisoare sunt acele structuri care au fost invitate să participe la licitație. Deci eu am să le dau citire ca să fie foarte clar. Deci asta este una din documentele transmise de noi și ele sunt pentru fiecare licitație. Noi le avem cu noi ca să fie vizibil în toată lumea. Deci avem Ministerul Infrastructurii și Dezvoltare Regionale, care era Ministerul de Resort în acel domeniu, Ministerul Justiției, Cabinetul Prim-Ministrului, deci Corpul de Control al Prim-Ministrului, inclusiv și Corpul de Control, care au e-mail-uri separate, Serviciul Informatic și Securitate, Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenire și Combatere Spălării Banilor, Agenția Proprietăți Publice, care este fondatorul Energocomului, Secretariatul Comunității Energetice și din reprezentanții societății civile am invitat Asociația pentru Guvernarea Eficienței și Responsabil, care au fost prezenți la majoritatea, inclusiv reprezentanți, cum ar fi domnul Parlecor, că atunci nu era ministru, acum este ministru, a fost invitat, și domnul Tofilat, care a participat la unele din aceste ședințe. Deci, ca să vorbim despre transparență, noi comunicăm că toate aceste instituții ale statului au fost invitate, 98% au fost prezenți, cel puțin 3 din acești invitați. Nimai vorbim deja de grupul de lucru și experții care sunt delegați de USAID alături de noi, sunt și domnul reprezentant aici din noi, care a fost prezent alături de noi pe toată această perioadă și au acordat suport. Deci, pentru că când vorbim transparență, încă o dată fie foarte clar că noi am invitat toată lumea ca să fie prezent. Deci, companiile precalificate, stimați colegi, sunt următoare, noi le dăm citire. Este Axpo Group, care este formată din Axpo Ucraina și Axpo Bulgaria. Ei pot să asocieze, sunt partea unui grup. Deci, regulamentul BERD-ului permite asocierea din mai multe companii. Este compania Yero, compania americano-ucraineană, deci Euro-European în Austria, OMV Petrom, PCNG Group,
care lucrează inclusiv și în Germania, totodată are și activitate în Polonia, RomGaz, compania statului român, EP Comodități Cehia și DXT, reprezentanța din Ucraina. Deci doar aceste companii au fost precalificate și doar aceste companii au avut dreptul, conform regulamentului BERD, să participe la aceste licitații. Deseori se discută, stimați colegi, despre faptul că Energocom a procurat mai mult decât este necesar gaze naturale, nu a avut un plan de acțiuni și multe alte lucruri care, de fapt, nu sunt corecte. Deci noi avem profesioniști în domeniu, oameni care au experiență în spate, a făcut toate analizele necesare și aceste analize au fost coordonate cu Ministerul de Resurse și cu fondator. Deci nu au fost analize doar Energocomului, ele au fost coordonate cu guvern, pentru că statul implicit a fost parte a luării deciziilor cum să trecem de această iarnă cu bine și a fost pus în calcul cel mai grav sau cel mai complicat scenariu atunci când noi nu vom avea alte resurse în afară de gazul procurat din sursele proprii a Energocomului sau din creditul BEL. Deci dacă noi avem un consum de 1 miliard și ceva de metri cub pentru un an de zile, noi înțelegem că tot consumul cel mai mare este în perioada recei anului. Deci din experiența noastră noi știm că cel mai mare consum este în luna ianuarie, care este între 150 și 170 de milioane. Și știm că cel mai mic consum este în lunile de vară, când avem 30 milioane de metri cubi pentru o lună. Deci toată această cantitate mare, care practic pentru toamnă, iarnă, este în jur de 800 de milioane de metri cubi, trebuia să fie cumva completată și procurată. Vrem să comunicăm că, de fapt, ca strategie, mulți traderi participă și lucrează în felul următor. 30% din necesarul de consum pentru un an îl au rezervat și totodată procură pentru consumul corect pentru fiecare lună. Noi am procurat în jur de 600 de milioane de metri cubi. Deci am cumpărat oricum mai puțin decât ceea ce era planificat, deoarece în timpul iernii am văzut că este o temperatură anormală în acea perioadă și a fost o perioadă încărcată, a fost o perioadă caldă și nu s-a consumat ceea ce a fost planificat. Dacă toată lumea spune că noi nu am planificat, acest grafic reprezintă, de fapt, ce înseamnă stocurile de gaz din Europa. Deci linia albastră sunt totalizarea de stocuri de gaze din Europa. Dacă ne uităm în anul 2022, noi vedem că stocurile au fost suplinite în jur de 95% în Europa. Deci toate stocurile au fost epuizate. Iar în primăvară, stocurile au ajuns la limita de 30%. Deci 70% s-au utilizat din stocuri. Într-un alt an, anul 2021, nivelul de gaze stocate este mai mic, 70%, și toată lumea credea că o să fie deja bine, deci nu era război în anul 2021, era tot ok, nimeni nu a încercat să stocheze aceste gaze și iarăși la sfârșit noi observăm că avem același consum între 20 și 30, care deja s-a utilizat toată această iarnă. Reșind că în anul 2022 s-a început războiul în Ucraina, au fost acele evenimente complicate cu tot ce ține de distrugerile la Nord Stream, relațiile deja de, sau lipsa de aprovizionarea gazului rusesc către Europa, toți s-au pregătit de iarnă cu cele mai critice și mai complicate scenarii. Deci observăm, inclusiv Germania a avut 100% stocuri, toată Europa a fost în jur de 96%, s-au pregătit pentru ca să treacă această iarnă. Ce observăm noi la sfârșit? Aceste date, încă o dată vă spun că aceste date sunt date oficiale de pe platforma Bloomberg, un instrument care utilizează Energocom zi de zi pentru a face o analiză complexă. Ce observăm noi în luna martie, la sfârșitul lunii martie, că stocurile din Europa sunt la 55%. Asta înseamnă că din cauza timpului și alți factori care au luat o întorsătură diferită, acest lucru a lăsat o Europa întreagă cu gazul în stocuri. Inclusiv și noi, la ora actuală avem în jur de 150 milioane de metri cubi gaz în stocat, care ne-ar permite să-l utilizăm pentru iernile sau următoare, sau pentru următoarele 2-3 ierni. Cât un pic din cantitatea care este. Ce am reușit în calitate din Energocom în anul 2022? Deci, dacă noi vorbim
despre problemele din domeniu. Noi spunem că în octombrie 2022, după loviturile aeriene asupra infrastructurii energetice ucrainene, ale Rusiei, desigur, îngresul a stopat livrarea de energie electrică și atunci, noi, pentru prima dată, am cumpărat 100% de energie din Ucraina. Dar la acest compartiment de energie electrică noi o să trecem și o să vă invităm pentru o altă ședință ca să explicăm toate detaliile care sunt pe partea de energie electrică. În decembrie 2022, Energocom a asigurat 100% de livrare. Deci, după cum cunoașteți, prin dispoziția CSE, Energocom a fost obligat să vândă către Moldova Gaz, gazul pentru luna decembrie. Totodată vreau să menționez că în acea perioadă, pentru luna decembrie, prin dispoziția Comisiei Situației Opționale, Energocom nu a avut nici o marjă de profit asupra gazului vândut. Deci, cât am procurat, cu atât am vândut. Deci, în acea perioadă, anul 2022, Energocom nu a făcut profit pe gaze naturale pentru gazul livrat către consumatorul casnic sau consumatorul final, care pot fi și industrial, desigur. Ce am făcut noi? Deci, noi am achiziționat 480 de milioane de metri cubi de gaze non-rusești. Știu că în presă desigur se discută despre gazul rusesc, nu știu care, nu știu cum, dar încă o dată am explicat care sunt companiile care au vândut, sursele de aprovizionare care sunt, și înțelegem foarte bine că nu poate fi un gaz procurat din Europa, nu există acea posibilitate să fie gaz rusesc. Și totodată, un alt punct important, că noi am făcut o rezervă de 300 de milioane metri cubi în stocuri, restul achizițiilor care erau livrate practic zi de zi către Moldova Gaz, conform solicitărilor sau notificărilor fizice. Un lucru important este această hartă care, de fapt, a adus și faima Energocomului în lumea traderilor. Noi am utilizat pentru prima dată interconectorul ICGB. Este un interconector care leagă Grecia sau TAP cu Bulgaria, așa se numește interconectorul Grecia-Bulgaria. L-am utilizat pentru prima dată pentru a aduce gaz către Republica Moldova. Un alt lucru important este faptul că noi am utilizat comercial pentru prima dată gazoductul Iași-Ungheni. Și totodată, cel mai important lucru din toate menționate este faptul că noi am reușit să demonstrăm că gazoductul transbalcanic din Bulgaria spre Republica Moldova poate fi utilizat regim revers fizic. Deci el nu este virtual, este revers fizic. Și asta e un lucru excepțional. Pentru acest lucru noi am fost deseori felicitați pentru evenimentul care l-am reușit. Deci, ca să facem o comparație ce a fost Energocom și ce este, eu vreau să spun, când eu am venit la Energocom în toamna anului 2021, după licitație de gaze naturale, au fost 7 angajați, iar acum suntem în jurul 30. Asta este, în primul rând, un lucru fenomenal. Cu o mică echipă am reușit să facem lucruri foarte mari și importante pentru țară. Deci, noi am reușit să ne înregistrăm, să utilizăm tot ce ține de relații cu transportatorii, interconectere și platforme de cooperare. Deci, chiar și în ultima perioadă, de fiecare dată am dat anunțuri despre faptul că noi am făcut o mulțime de achiziții prin diferite surse noi, cum ar fi Bursa Română de Mărfuri, cum ar fi o relație de aduce de gaz din Bulgaria și multe de alte lucruri la fel de importante. Stimați colegi, eu cam în general am încercat să explic toate aceste detalii. Dacă intrăm în detalii tehnice, ele sunt foarte multe și cred că care din voi dorește să cunoască acest, sunteți bineveniți de fiecare dată, o să vă invităm și puteți să-mi dați toate întrebările ca să explicăm cum lucrează domeniul tradingului în gaze naturale sau dacă sunt întrebări pe partea de energie electrică, sunteți bineveniți. Vă rog frumos, dacă sunt întrebări... Domnule Bronzari, ați spus anterior că din rezervele de gaze pe care le-a procurat Energocom pentru perioada rece anului, au mai rămas rezerve și vrem să cunoaștem cam cât la sută și unde sunt depozitate. O parte din rezerve înțelegem că sunt în Ucraina și o parte în România. Și dacă se limiți și cu un procentaj. Nu cred că este relevant acest moment. Eu vreau să spun că ele sunt depozitate. Este cel mai important lucru. Dar cât la sută a rămas din cele pe care au fost procurate? Deci noi acum, la ora actuală, avem 150 de milioane de metri cubi depozitate. Dacă noi avem un consum total a anului de 1 miliard, de metri cubi, noi avem practic 10% pentru iarna următoare. De fapt, noi consumăm în perioada rece anului, într-o lună putem să consumăm această cantitate.
Și este foarte bine, noi să o avem în rezervă pentru orice eventualitate. Domnule Bânzar, potrivit unei analize efectuată de expert grup, ipoteza că relațiile comerciale dintre Gazprom și Moldova Gaz și dintre Energocom și centrala electrică cu Ciorcan, pe regiunea transmunteană, vor rămâne în vigoare și este pusă sub semnul întrebării. Potrivit analizei, Gazprom ar putea închide gazul pentru Ciorcan, iar tarifele la energie ar putea exploda. Ce soluție are Energocom în acest caz? Colegi, noi am demonstrat în vara anul trecut că am reușit să cumpărăm direct de la producători de energie electrică din Ucraina, atât ca și din România. Totodată suntem înregistrați la bursa OPCOM. Am făcut teste de achiziție de energie electrică din Bulgaria și asta încă o dată ne demonstrează că avem această capacitate de aprovizionare cu energie electrică a Republicii Moldova. Dar există surse pe care vă gândiți că ar putea să le aporteze, să poate tratative din OPCOM, în caz că Gazprom decide. Deci, sursele noastre fidele până la ora actuală sunt două companii ale statului din Ucraina. Este compania Energoatom și Ukrhidroenergo. Două companii care au demonstrat și au avut o relație parteneriată. Iar din România, noi am lucrat în ultima perioadă cu compania nucleară electrică, hidroelectrică, OMV Petrom, centrala de la Oltenia și, desigur, o cantitate cea mai mare am procurat de la bursa OPCOM. Despre rezervele Energocom, vorbise și domnul Slusare anterior că, de fapt, tariful care este astăzi se datorează acestor rezerve care au fost cumpărate la prețul mediu de 1000 de dolari. Da? Și, de fapt, mă interesează dacă ele vor fi consumate în acest sezon și dacă Energocom va încerca să cumpere acum gaze pentru sezonul viitor rece ca să fie un preț mai ieftin. Colegi, în primul rând, haideți să facem o claritate. Toată lumea vorbește despre prețuri mari. Atunci când vara e trecut de iarnă și vara începe să faci comparații cum a fost iarna, sigur că sunt lucruri total diferite. Noi avem acest grafic unde foarte clar prevede în ce perioadă și la ce preț și care sunt prețurile. Deci, această curbă pentru luna următoare, pentru fiecare lună, este una publică. Poate fi găsită pe toate site-urile profesionale ca să facem o analiză dacă există așa prețuri. Deci, să ținem cont că în luna august, când toți traderii europeni s-au gândit că trebuie să-și umple stocurile de gaze naturale, prețul a ajuns la 340 de euro per megawatt, ceea ce constituie în jur de 4.000 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Deci, haideți să facem o comparație. 4.000 de dolari. Noi nu am plătit ca consumatori, nimeni de noi nu a avut așa un preț pentru consumatori. Deci, dar la bursă am avut așa ceva. Toate achizițiile care au fost loc, ele au avut o tangență directă cu prețul de bursă și de fiecare dată noi am încercat să obținem cele mai bune oferte în comparație cu prețurile care sunt de bursă. Este greu să explicăm noi acum vara, când prețurile sunt 40 de euro, cât de complicat era iarna, când prețul era de 245 de euro. Nimeni nu a spus atunci că prețurile cumpărate de Energocom la aceste momente erau mai joase decât bursă. Deci noi ne uităm doar partea a doua a problemei. Noi la ora actuală suntem într-un proces complex de analiză a pieței, pentru că gazele necesare pentru Republica Moldova sunt cantități, pentru noi, pentru Energocom, sunt cantități destul de impunătoare. Partenerii atunci când discută despre Energocom, în primul rând trebuie să vadă o credibilitate și un profesionalism a echipei la Energocom pentru ca să intre într-o relație, deci nu este foarte simplu să-ți formezi niște relații credibile pe termen lung și nu toți traderii își doresc să facă o achiziție cu o companie ale statului. Sunt politici care, ei mai bine ca să nu intre în discuție, pentru că la noi des aude, procuratorul a deschis un dosar sau nu știu ce ne-a spus, nu știu cum. Nimeni din aceste companii nu vor să aibă, din cauza reputației, din cauza politicilor interne, a risk managerului care există în cadrul companiei, nu vor să aibă această relație cu o companie ale statului. Și din acest considerent, noi am depus tot efortul ca să respectăm toate regulile din domeniul trading-ului, să încercăm să fim foarte corecți în tot ceea ce facem, să nu divulgăm alte momente comerciale care nu își doresc companiile care sunt comerciale, partenerii cu noi în acest domeniu, ca să dăm dovadă de o credibilitate. Deci noi suntem la început de cale și trebuie să dăm dovadă că suntem o companie corectă, profesională și ne putem respecta angajamentele contractuale. Bine, eu am avut în vedere și dacă e posibil reducerea tarifului în final, pentru că adică, până la urmă Energocom mă face achiziția în gro, care contează în tariful final. Asta am avut în vedere.
Da, comunicăm. Deci pentru luna aprilie, Energocom a vândut către Moldova Gaz gaze naturale la prețul de 672 de dolari. Deci care este un pic mai jos sau aproximativ mai jos ca prețul oferit de Gazprom către Moldova Gaz. Ca să fie foarte clar. Deci noi suntem aproape de prețul de Gazprom, sau un pic mai jos, pentru a avea această posibilitate. Suntem în ultimul pas. Deci am primit niște oferte de analiză a pieței. Deci nu de procurare, nu de licitație. Doar am făcut o analiză a pieței să vedem cine și ce poate să ne ofere, ce cantități pentru a completa necesarul de consum în Republicii Moldova pentru anul următor. Și pregătim raportul pentru săptămâna viitoare. O să-l prezentăm Ministerului de Resort și fondatorului care este APP-ul pentru a lua o decizie împreună despre cum procedăm și care este strategia pentru toamna și iarna următoare. Deci toate aceste decizii sunt comune. Nu este o decizie strictă a Energocomului de a face business. Da? Este o strategie de aprovizionare și securitate a țării cu gaze naturale. Și în prezent faceți rezerve pentru iarna viitoare? La moment nu facem achiziții, așteptăm în primul rând să finalizăm raportul ca ulterior să vedem de unde vom procura pentru iarna următoare. Domnule Bănzare, dar de unde procurăm noi în prezent gaz? Pentru că înțelegem că partea de gaz care e procurat de la Gazprom se duce la centrala de la Ciorgan. Folosim din rezerve sau luăm din... La ora actuală noi utilizăm gazul deja procurat din rezervele noastre. Deci, îl utilizăm cel și care este în stoc. 10% din rezervă. Ce va fi mai departe? Noi suntem, încă o dată am explicat, suntem în proces final deja de a stabili cum procedăm pentru următoarea perioadă și de a pregăti pentru iarna anului 2023-2024. Admiteți că Gazprom ar putea închide robinetul pentru Republica Moldova? Sau... Nu lucrez la Gazprom, puțin, colegi. Cel puțin există o asemenea analiză și ar trebui... Deci, de fiecare dată eu consider că trebuie depus în calcul și cele mai proaste analize care pot fi, inclusiv de a reduce în totalmente gazul către Republica Moldova. Ați vorbit dumneavoastră mai devreme de rețelele de transport, doar că vreau să fac o precizare. Din zona caspică, fizic poate să ajungă gazul în Republica Moldova. Dacă noi discutăm despre această conductă, da, sigur, poate să ajungă gazul din zona caspică către Republica Moldova. Noi urmărim foarte atent ce se întâmplă în această regiune, inclusiv colegii din România și cei din Bulgaria, recent, săptămâna trecută, au anunțat despre o relație cu Socarul. Să știți că aceste relații sunt politice, deci stabilite între guverne ambilor țări și da, există această posibilitate și poate să fie vizibil. Adică, dar în... dacă pentru gazii din Azerbaijan e nevoie de acorduri guvernamentale. Eu nu pot să intru mai multe detalii, că nu cunosc relații, dar vreau să vă spun că acest punct TAP care ne permite inclusiv să aducem și LNG din America, deci nu neapărat să aduci din Azerbaijan, poți să aduci și în America. Activitatea Energocomului de a se extinde în mai multe piețe ne-a permis să avem acces la mai multe rute și mai multe surse de gaze naturale. Deci asta am obținut într-un timp foarte scurt cu minim efort din partea companiei, dar maxim efort din partea angajaților. Spuneți-ne, domnul Bănzare, care este situația în legătură cu lichiditățile, cu banii care sunt pe contul Energocomului? Moldova Gaz a întors acel miliard cu dobândă de 80 de milioane, s-a achitat, banii unde sunt acum? Au ajuns pe contul Energocom, au ajuns în buget, înapoi? Deci, banii sunt pe contul Energocomului. Da, ei s-au achitat în totalmente, inclusiv cu împrumutul și cu profitul. Sau, noi știm și avem pentru anul 2022, din acest împrumut avem un câștig de 41 de milioane de lei. Iar pentru această perioadă, până la sfârșitul lunii aprilie, început de luna mai, am primit banii, încă 40 de milioane de lei profit din dobândă. Banii sunt pe cont, noi putem să-i utilizăm pentru achiziția de gaze naturale, pentru a ne pregătim pentru următoarea iarnă. Da, s-a vorbit că reprezentanții unor partide politice au vorbit că pe contul la o bancă comercială s-ar afla mai multe miliarde de lei care sunt plecate din Ebocom și acești bani stau închiși, adică nu produc, să spunem așa, plus valoare, nu sunt investiți în valori mobiliare. Sunteți la curent cu contul? Deci, noi avem un cont unde un lucru important. Deci, creditul BERT ne obligă
ca gazul procurat din surse liber să fie vândut doar către Moldova Gaz. Moldova Gaz are obligația de a achita gazul procurat din surse liber strict pe contul deschis pentru acest moment, unde are acces și inclusiv colegii de la BERT. Din acest cont, care avem câteva milioane de euro, se achită, se rambursează către BERT banii înapoi. Deci noi am achitat luna precedentă 35 de milioane de euro. Suntem obligați să achităm încă această lună 65 de milioane de euro. În luna, până luna august, trebuie să ne achităm în jur de 65 de milioane din tranșa 2 și până în luna septembrie trebuie să închidem încă 135 milioane. Deci, sigur, noi avem acești bani pe cont, este obligațiunea noastră să avem bani pe cont, deci nu am vândut gazul fără bani, din potrivă, acești bani trebuie să întoarcă înapoi și trebuie să fie rambursați înapoi către BERT. Ei nu pot fi utilizați în alte scopuri, ca să fie foarte clar. Ei, strict pentru gaze, nu pot fi utilizați în alte scopuri. Deci, încă o dată, precizăm, dumneavoastră ați avut câștiguri din documente, da? Da, acest lucru era foarte clar descris și în dispoziția Comisiei Situații Excepționale, deci nu poți să împrumuți niște bani care aduce un profit înapoi. Deci statul era foarte clar, o prevăzut. Suma finală sunt pentru acest împrumut către Moldova Gaz în jur de 79 de milioane de lei. Deci 40 de milioane, 41 milioane de lei pentru anul 2022 și restul pentru anul 2023. Totodată vreau să comunic un lucru important, s-a finisat auditul extern, dacă vorbim de partea financiară, pentru anul 2022, am finalizat recent, o să publicăm, sau este deja public, cred că pe site-ul nostru, acest raport, unde noi am adus un profit net în jur de 140 de milioane pentru anul 2022. Deci să nu să înțelegem că deci acești bani sunt. Dacă vorbim de gaze naturale, noi avem gaze naturale vândute, procurate și vândute în afara țării, care a adus un profit de 57 de milioane de lei. Avem profitul de 41 de milioane de lei care sunt din împrumutul dat către Moldova Gaz. În calitate de furnizor central avem în jur de 20 milioane de lei și încă 20 milioane de lei avem pentru furnizare de energie electrică la prețul nereglementat. Deci, în totalmente, avem în jur de 140 de milioane de lei, dar găsiți informația totală, completă, pe site-ul nostru, prezentă și deja finală. Domnule Bănzar, de aceste 57 de milioane de lei de care ați spus, adică Energocom a cumpărat gaze mai ieftine și le-a vândut mai scump, luând în considerație și prețul pe bursă, sau cum a fost acest profit? Acest profit a fost făcut în felul următor. Am avut o perioadă când Moldova Gaz nu dispunea de cash flow și eram pus în situația, statul era pus în situația ca să facem aceste achiziții de gaze naturale, ele puteau fi făcute prin dispoziția Comisiei Situații Excepționale sau poate fi procurate și încercare de a vinde în afara țării pentru a primi banii, a achita către Moldova Gaz și ei la rândul lor să achite către Gazprom, pentru că era o perioadă complicată, țineți minte, de câteva ori pe parcursul anului 2022 Gazprom a anunțat că va stopa livrarea de gaze naturale către Moldova dacă nu se achită în decurs de 72 de ore. Și deci asta a fost o situație obligatorie și Energocomul a încercat pentru prima dată și să vândă acest gaz în afara țării. BERT va mai acorda ajutoare, nu cunoașteți partenerii externi pentru independența noastră energetică? Nu sunt în discuție să fie acordate în continuare ajutoare pentru procurarea de gaze naturale sau... Acordul între BERT și guvern, deci și toate modificările se țin mai mult la guvern. Deci nu, Energocomul doar este o unitate de implementare a acestui acord, acestui împrumut. Spuneți-ne, noi ați spus că restituim o parte din acest credit, din partea BERT-ului. El are cumva consecința asupra tarifului, acest credit luat de la BERT? Deci creditul BERT are un procent. Da, un procent profit e obligatoriu pentru ca fiecare banc. Clar că el este cu mult mai mic decât ofertele care pot fi oferite de băncile din Republica Moldova și aceste procente sunt negociate la guvern, nu la Energocom. Deci noi suntem doar unitatea de implementare. Dar cum explicați faptul că noi încercăm să procurăm gaz de pe bursă, ați vorbit despre mai mulți trader la nivel european, prețul gazului este în scădere în Europa, iar noi avem în continuare un tarif de 30 de lei. În plus, achităm acest tarif către Moldova Gaz, care nu aprovizionează malul drept cu gaz. Gazul se duce exclusiv în stânga listului. Deci nu vedeți un paradox? Poate pe undeva Energocom ar trebui să se transforme și el într-o, eu știu,
un distribuitor sau cumva? Colegi, am înțeles întrebarea. Tot ce ține de prețuri, prețul stabilesc, Andrei, da? Ca să fie foarte clar. Perioadele, prețul la bursă și inclusiv contractul dintre Gazprom și Moldova Gaz, la fel are o tangență cu prețul de bursă. Deci asta trebuie să înțelegem. Nu, de asta așa am arătat. Că prețul la bursă a fost și la 340, dar nimeni nu a simțit în facturile noastre că am achitat 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cub. Deci, este o metodologie foarte clară la Andrei, care stabilește un preț mediu pentru toată perioada, pentru a nu ajunge în fiecare zi sau în fiecare lună să-și facă diviere de gaz natural. Inclusiv când noi discutăm de achiziție de gaze naturale. Hai să fie o medie care este aici, care e 105 euro, deci este doar prețul de achiziție. Mai avem cheltuieli de transport, de intrare în țară, TVA, de distribuție și alte cheltuieli operaționale fiecare companie. Deci noi nu am avut un preț atât de mare. De fiecare dată trebuie să înțelegem că s-a făcut o medie și metodologia, când va scădea prețul, trebuie sigur să ne adresăm la Andrei ca să vedem care va fi prețul final pentru consumator. Domnule Banzai, cu cât cumpără în prezent 1.000 de metri cubi de la Gazprom, de Energocom și cu cât îl vinde la Moldova Gaz? Deci noi nu cumpărăm la ora actuală gaz natural. Noi îl utilizăm pe cel care avem stocat. Până la urmă, concluzie, până nu va fi utilizat gazul ăsta stocat, nu va fi modificat tariful? Nu este așa. Deci noi avem niște stocuri care putem să-i utilizăm și să reducem costul lui prin diferite formule economice. Deci, procurând un gaz, 90% gaz ieftin sau 95% gaz ieftin și 5% gaz care este un pic mai scurt, ca să avem un preț cât de cât mai aproape de prețul de piață. Deci, sunt multe formule care pot fi utilizate, multe mecanisme, nu cred că asta o să influențează atât de mult prețul care este la piață. Da, cetățenii, ar putea achita facturile la gaz către Energocom? Ce ar trebui să deci, noi să avem așa o situație? Noi să aduceți gaz, procurați gaz, îl vindeți pe piața internă, noi achităm direct Energocom, este la Energocom. Colegi, eu vreau să spun un pic mai mult. Energocom, la ora actuală, desfășoară activitatea la piața Angro. Ca să avem o relație cu consumatorul final, trebuie să avem o relație și să cooperăm cu toți clienții casnici, calitate de distribuție, de retail. Vreau să vă spun mai mult că pe piață deja au apărut mai multe companii care încearcă să își ocupă un portofoliu de clienți și încearcă să vândă către companiile mari sau către unii consumatori mai mari cantități de gaz. Ele sunt cunoscute, noi vedem, pentru că rapoartele Moldova Transgaz, pe tot sistemul de transport, vede foarte clar că există fluxuri și din alte direcții pe teritoriul Republicii Moldova. Deci înseamnă că există pe piață și alți furnizori. Vă referiți la alți furnizori în afară de Moldova Gaz? Alți furnizori în afară de Moldova Gaz. Dar Energocom vine doar la Moldova Gaz? Energocom vine doar la Moldova Gaz, la ora actuală. Ok. Colegi, dacă sunt alte întrebări? Dacă nu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am să încerc să vă dau și alte informații, dacă aveți nevoie, putem să discutăm suplimentar. Vom încerca doar să discutăm data viitoare și partea de energie electrică ca să explicăm în totalmente cum lucrează și acea piață. Iar de fiecare dată sunteți bineveniți la noi pentru a face lumină în tot ce facem noi acum, la ora actuală. Doar un mic clarificare. Ați spus, Andrei, 420 de milioane de metri cubi s-au cumpărat și am utilizat din asta, undeva am rămas cu 130 de milioane. Am spus că... Nu, am spus... Am spus așa, 480 din surse non-rusești și avem și niște achiziții prin dispoziția CSE care sunt gaze de la Moldova Gaz. Asta am spus. Așa, mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. La sfârșit mai fac o chestie de concluzie. Cât o comparat în Ecocom, cât o rămas în stop, ca colegii se poate folosi ca simplu. Da, asta. Colegi, deci noi, din toate sursele, dispoziția Comisiei Situații Excepționale, contractele care sunt semnate prin împrumut, sunt toate notificate în această informație. Deci, în toată această perioadă, am procurat aproximativ 600 de milioane de metri cubi, 480 sunt alte surse, gaze non-rusești. La ora actuală avem depozitate în jur de 150 de milioane. Am explicat de ce sunt gazele încă în stocuri, în comparație cu țările europene și alți traderi europeni.
am explicat care sunt prețurile, am explicat și am dat notele informative cu privire cum a avut loc licitațiile cu BERT. Totodată am arătat ce prezintă și care au fost instituțiile invitate și care au participat la toate aceste proceduri pentru a demonstra transparența Energocomului și lucrurile care vor să le facem corect și bine. Subsidia nouă rusește în mod special a fost luată din România, da? Nu neapărat România. Hotar Slovacia cu Ucraina, zona mediterană. Bine, mersi. Eu vă mulțumesc, o zi frumoasă să aveți.